Fonoteca de humor. Am intrat și noi în lumea bună. Îți spun, dar să nu râzi. Nu se poate și mițică umbră. Dem Rădulescu. Un geniu al umorului, o adevărată instituție a comediei, Dem Rădulescu a venit pe lume la 21 septembrie 1931 cu menirea de a o înveseli. Serios și perfecționist, cu un haz nebun, Bibanu și-a transformat de-a lungul carierei porecla în renume. Profesor de excepție, a călăuzit și a fost mentorul mai multor generații de tineri actori. Era iubit prin faptul că era apropiat de oameni și degaja acea căldură omenească pe care cei care l-au cunoscut și apreciat cu greu o pot uita. Dem Rădulescu, un actor complet, atât pe scenă cât și în film, a avut numeroase apariții atât la radio cât și la televiziune. Decenii de-a rândul a fost nelipsit și de la cea mai importantă emisiune de divertisment a radioului, Ora Veselă. Calitățile pedagogice ale maestrului Dem Rădulescu erau transmise mai tinerilor săi colegi nu numai de la înălțimea catedrei, ci și direct prin actul interpretativ. În prima scenetă pe care am selectat-o pentru dumneavoastră dintr-o ediție a Orei Vesele, semnată de dramaturgul Dumitru Solomon, maestrul se coboară cu ghilimelele de rigoare la nivelul unui tânăr învățăcel, Cezar Boghină. Gigi mi-a spus, prostule. Păi dacă ești, ce să-ți fac? Nu sunt, că i-am învinețit ochiul. Foarte bine, băiețaș, începuse și eu să cred că ești prost. Tată, Vasile mi-a dat o palmă. Dacă ți-a dat-o, ai fi meritat-o. Da, dar i-am zdrobit nasul. E, în cazul ăsta e clar că n-ai meritat-o. Auzi, tată, s-a mai întâmplat o chestie. Ia zi-mă, băiatule, acum tot ai încasat o palmă? Da, Dănuț m-a făcut bătăuș. Te cred dacă te bați cu toți golanii. Păi și pe ăsta l-am bătut. I-am mutat nițel fălcile. E așa, da, să nu te lași insultat. Nu, stai să vezi. Ilie a zis că-s bou. E, la urma urmii, e o părere. Trăim într-un stat de drept, iar libertatea de exprimare e un principiu. Da, da, știi ce i-am făcut? Sper că nu te-ai apucat să te contrazici cu el. Lasă-l în grija domnului. Nu, l-am lăsat în grija salvării. Oh. I-am rupt o coastă. Mă, copii, mă, eu nu înțeleg stilul ăsta al vostru de joacă. Dar stai, stai, că nu e totul. Ionescu. Care Ionescu? Păi, Costică. Aș ce cu el? A insinuat că sormea ar fi curvă. Păi, asta cam așa e. Da, da, eu i-am spart capul. Foarte bine ai făcut. Ăștia care nu știu nimic precis umblă cu tot felul de insinuări. Da, fii atent. Stau de vorbă cu Petrică la o vodcă și ce crezi că zice tipul? Ce zice? Zice că ești hoț. Cine, mă? Tu. Eu? Da, tu. Pe ce se bazează? Păi, că pe cele 10 miliarde pe care le-ai luat de la stat și l-ai privatizat pe numele tău. Nu e adevărat, au fost numai 8 miliarde. L-am cotonogit de la Oculescu Fărașul. Asta e situația, dacă exagerează. Da, a venit poliția să mă legitimeze. Pe tine? Pe mine. Păi dacă te iei una, două la bătaie. Știi ce am făcut? Presupun că ți-ai cerut scuze. Din contră, i-am dat plutonierului 2 pumni la ficat de s-a îndoit ca turnul din Pisa. Nu e bine să-i bați pe polițiști. Așa trebuie dacă te plimbi peste tot. Italia ți-a trebuit. A venit și un capitan de la județ. Sper că... Ba, da. E, poftim, ți-am spus să nu te mai iei de cei care nu-s din orașul nostru. Nu i-am dat decât o palmă. M-ai distrus. Iar o să trebuiască să plec la județ să invit pe toți la o partidă de vânătoare. Nu-i nevoie, că era și băiatul prefectului cu mine. A fost de la început de partea mea. Ai mare noroc. Dacă mai faci prostii de astea la vară, nu mai pleci în Spania. Am să te dau pe mâna poliției. Dar ce-am făcut, tată? Să te educe ei.
Aud că au o academie foarte bună. Demrădulescu era un partener care, prin imaginația și talentul pe care le avea, potența efectul comic. Elocventă este și sceneta Întâlnirea, semnată de scriitorul Sorin Petrescu, unde are ca partener pe Cornel Vulpe, un alt talent comic dispărut, din păcate, tot prea devreme dintre noi. Ce, nu mă mai cunoașteți? Parcă... Vai, domnul Siminică, pardon, domnul ministru Siminică, păi nu mai știți Paris, turnul Eiffel, Sena, cafeneaua, ziarele, Le Figaro... Le Figaro. Da, da, da. Șefefe. Vreau să spun ce a fost, a fost. Sigur, cum să nu vă recunosc. Dar nu știu cu ce ocazie. Vroiam să vă întreb, care sunt de fapt problemele ministerului și cum vedeți dumneavoastră rezolvarea lor? Dragă tu, măi dragă, chiar azi. Cher ami, aici, la minister, lucrurile merg strălucit. Da. Toate strălucesc. Tu uită-te la biroul meu. Personalul de serviciu își face perfect datoria, dar și noi ceilalți muncim cu spor și cu spirit de abnegație pentru îndeplinirea și eventual depășirea planului la toți indicatorii. Problemele inerente perioadei de transcripție au fost rezolvate în timp record. Fantastic! Cum îți spun? Ultimile rapoarte primite din țară arată că recoltele vor fi cele mai mari din istoria recoltelor. Deși moștenirea de la fosta conducere este grea, noi vom depăși acest impediment, atrăgând marea masă a investitorilor străini să intre în brazdă, domnule. Să intre în brazdă și, apropo, m-ar interesa, ce părere au investitorii francezi în această problemă? Mă informez și vă aduc la cunoștință cât de repede. Da. Dar oamenii, salariații ministerului, ei cum o duc? O bine, très bien, cu câștigul dintr-o lună își pot cumpăra un... tăpăr, un tăpăr, sau un televizor. Ah. Cu câștigul din 6 luni își pot cumpăra în voiture. În voiture, mașină. Oh, de care? De raze. Ah, da, 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 înțeleg. De unde vrea el să o ia? Pe urmă, cu câștigul dintr-un an își pot cumpăra la maison. Extraordinar. Chiar așa, o casă? O casă, da, mai mică, mai petit. Petit, da, o casă totuși. Da, nemaipomenit. Și asta nu e totul. Animalele, vreau să spun, boi, la vaș, chirii, pe porci și celelalte zburătoare. Cum zburătoare? Păi pentru că zboară, gata, se desfințează, s-au și desfințat, de fapt. Dar se întorc, ca și păsării de cărătoare, numai că se întorc sub formă de zarab, de ziranien, de turcoaz, de, cum îți spuneam. Da, da, da. Animalele contribuie și ele la bunăstarea și fericirea pe care noua guvernare, ca și cea veche, o aduce țărișoarei noastre. Teribil, teribil! Domnule ministru, ce coincidență! Ca prima noastră întâlnire să se petreacă la Paris și a doua aici, la București, în ministerul ăsta unde am fost numit secretar de stat. Da. Vu, mama ta e nou secretar de stat? Da, eu sunt. Tu stăchite armâțele și eu care crezusem că ești un ziarist francez. Nu de alta, dar cu românii m-am obișnuit, știu ce vor. Dintre actorii preferați ai maestrului a fost Dan Condurache. Împreună, cei doi actori ajunseseră să formeze un cuplu invincibil în numeroasele scenete difuzate la Ora Veselă de-a lungul anilor. Veți fi martorii talentului lor urmărind momentul comic Bănuiala, scris de umoristul Constantin Zărnescu. Așa, domnule, da. Dumneavoastră, da, sunteți.
mi-ați telefonat că aveți informațiile pe care vi le-am cerut. Da, domnule, firma noastră de detectiv particular e foarte eficientă. Avem toate datele și fotografiile aferente. Vă ascult. Domnule, într-adevăr, bănuielile dumneavoastră, asta este, erau întemeiate. Nu aveam niciun dubiu, dar n-aveam dovezi. Avem noi. Așadar? Soția dumneavoastră. Sigur că soția mea nu e, că doar despre ea v-am vorbit. Exact. S-a întâlnit cu un bărbat. Dacă se întâlnea cu o femeie, nu mă interesa. Da. Bărbatul? Cum era? Bine, bine. Tânăr, deși cărun la tâmple. Nu știu ce le place femeilor când au tâmplele cărunte. Bărbat bine îmbrăcat. Pe nevastă mea asta o impresionează. Ei bine? Nu ezitați, vreau să știu totul. I-am urmărit. Pentru asta v-am și plătit. El a venit cu o mașină Dacia neagră. Aha. Și ea cu un taxi Dacia bej. Și pe urmă? Au plecat pe jos. Unde? Au intrat la un cinema. Mata, ce ai făcut? Am intrat și eu. Și? Filmul prost, biletul scump. Eu nu de asta te întrebam. Păi, nu am văzut foarte multe că era întuneric. Și pe urmă? Pe urmă au ieșit de la cinema. Și? Eu după ei. Și ei ce au făcut? Au intrat într-un restaurant. Și? Am intrat și eu. I-am văzut când au făcut comanda. Două șnițele, o salată de castraveți și o sticlă de vin. Și? Păi și eu. Doi mici o bere. Cheltuiel de deplasare, economic. Altceva? Păi, altceva n-am luat ca să nu vă încarc nota. Nu, domnule, ei ce-au făcut? Au plecat. Și? Eu după ei. Au intrat într-o casă. Și dumneata după ei? Nu, că aveau o curte și un câine rău. Am rămas afară și am văzut totul prin binoclu. Au intrat într-o cameră la parteră. Au prins lumina. Și? Bărbatul a turnat vin în pahare. Și? Au băut. Și pe urmă? S-au așezat pe canapea. Acum puteam să-i văd bine pe amândoi. Femeia... Era nevastă mea. De unde știți? Adică, da, vreau să sun bărbatul. Cine era bărbatul? Persoană importantă, nu spun numele. Poți să mi-l spui, că-l știu. Da. E deputat în partidul care... Te susține puterea. Dar văd că știți totul. Ce să, nu chiar totul. Aștept să-mi spui dumneata ce ai mai văzut prin binoclu. S-au sărutat. Unde? Păi nu v-am spus, acolo, în cameră. Nu în sensul ăsta. Pe canapea. Și pe urmă ce a mai fost? Bărbatul și-a scos haina. Și femeia? Și. Și pe urmă ce a mai fost? Pe urmă, bărbatul s-a apropiat de fereastră și a tras jaluzelele. Și? Păi, și n-a mai văzut nimic. Nimic? Nimic. E nemaipomenit, domnule. E nemaipomenit. Așa mi-a fost mie sortit să trăiesc mai departe în aceste dubii. Acum spune și dumneata, domnule, da. La alegeri, să-l mai votez pe individul ăsta? A? Sau să votez cu opoziția. În sceneta pe care v-am pregătit-o, intitulată Telefonul, Demrădulescu are ca parteneră pe talentată actriță a teatrului de revistă Constantin Tănase, Cristina Stamate. Alo, fir ar să fie. Închide, domnule, telefonul, auzi că vorbesc, ce te faci pe fir? Eu mă bag pe fir, dumneata intri pe firul meu. Și nici n-ai delicateța să te scuzi și să închizi aparatul. Dumneata ești nedelicat că stai toată ziua grămadă pe telefon și când încerc să vorbesc eu, dată doar peste dumneata. Te rog să-mi spui cine ești. Ce-ți pasă? Îmi pasă. Pentru ce? Așa, ca să te învăț minte. Nu mă spune, mă fost să leșin de râs. O să seacă râsul când îți va ridica telefonul. Aha, va să zic că mi-asculți comorbidile. Eu nici nu mă gândesc ce mă interesează pe mine că vorbești cu câte 5-6 fete pe zi. Astăzi vreau să ții dumii tale. Nu sunt căsătorit și nu primesc lecții de conduită de la nimeni. Iar dumneata mai bine ți-ai vedea de gospodărie și de soțul dumii tale săracul decât să vorbești toată ziua cu diferite. Nu am stat și nu permit nimănui să se amestece în viața mea. Și acum închide pentru că vreau să vorbesc. Închide dumneata și eu vreau să vorbesc. Dar eu am ridicat
adevărat, eu am ridicat și am format numărul. Chiar așa să fie, dacă ai fi puțin cavaler, mi-ai cerat mie întâietatea. Pentru ce? Ca să vorbești cu un anume costică o jumătate de oră? Deci mi-a ascuns să vorbim. Întâmplător, închis ca să pot vorbi? Niciodată, să știi că nimeni n-a vorbit înaintea mea. E, uite că eu vorbesc, închis sau nu? Nu închid. N-ai decât. Păi semne că ai vreme de pierdut? Ca și dumneata. Nu te rog nimeni să stai de vorba cu mine. Așa, nici mă gândesc. Alo. Ia uite, a lăsat telefonul deschis și a plecat. Alo. Ce vrei, domnule? De ce ai lăsat aparatul deschis? Îmi dă de laptele în foc, că vreau să fac o cremă. Ce fel de cremă? De ciocolată. Dacă nu-i pui și puține vanilie, n-ai făcut nimic. Nu te știi, dacă nu-i pun vanilie. Îmi închipui, pe urmă îi trebuie frișcă. Ia, nu m-ai învățat dumneata pe mine. Mai bine face o cerere la telefon, să decupleze. Că am să fac și eu una ca să scap de dumneata. Dacă eu nu vreau să scap de dumneata? Sunt de părere să ne prezentăm cu cererile deodată ca să fie mai convingătoare. Foarte bine, mâine-ți convine. La ce oră? Pe la 10. În regulă. Dar după ce ai să mă recunoști? După felul dumintale de a te purta, eu voi purta o rochie. Nu-i nevoie. Am să te recunosc după morișcă. Nu, brățatule! Pisă-l-o! Mișule, închipuiește-ți, a venit adresa de la telefoane să ne decupleze. Prea târziu. După ce ne-am căsătorit ca să scăpăm de cuplaj, mersi, nu mai e nevoie. Textele scrise special pentru emisiunea Ora Veselă căpătau o savoare deosebită prin prezența mereu inventivă a marelui nostru comic. În sceneta selectată, actorul Eugen Crista se pliază perfect în dinamica maestrului Dem Rădulescu. E, prin urmare, 4 ani și jumătate. Da. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate. Da. Na, altfel spus, colocatar pe aproape un cincinal. În ce mă privește, dacă îmi știam măsura și mă mulțumeam cu un 30-40 de milioane, acum eram liber ca pasărea cerului. Vorba aia, fură unii mai mult și-s bine mersi. Na, mătăluță, dacă nu, de la ce ți se trage? De la... manageriat. Alo, domnul, nu vorbi cu mine în parabole. Ai furat? Ai făcut grevă neautorizată? Ai trădat? Ai violat? Nu, că din astea nu prea faci pușcărie. Mai degrabă o trecere pe roșu, o înjurătură, o strâmbătură, o caricatură. Hai zi-o pe bune, ce ai făcut? Ce ai auzit? Am fost manager la un SEA, o fermă care se ocupa cu transporturi de gurajați, de mazardarani și de godavari. Guraja, mazara. Doamne Dumnezeule, cu cine am nimerit în celulă? Mazardaran, domnul. Uneori și benderdori. Benderdori. Dar ce să ia? Sincer să fiu, n-am avut ocazia să constat personal. Eu îi căram. Le întocmeam hârtile. Că alune, că ananas, că mango, că... Astea în acte. În tiruri. În tiruri, gurajații și de cum le benderdori, este? Vai de mine, de ce mă fierbesc, domnul? Care va să zic că lucrăm în branșă și nu ne-am cunoscut până acum? Fane, târnă copă, îmi zice, sau gură de lup, între prieteni așa. Dacă nu sunt indiscret, dumneavoastră ce transportați? Godavari, mazardarani... Nu, stimabile. Eu am avut ca obiect al muncii d-astea de ale noastre autohtone. Ce anume? Orice s-a dovedit rentabil. De la azi un nou până la mâine un... Un taur, un cielo. Bou, știi oricine zicala. Fugi, domne, de aici cu zicalele dumitale. Până la un tablou. Ce mai e azi un bou? Adică stai... Stai că poate să fie patron, par exemplu. Deci, iubitor de cultură și prigonite. Exact. Democrație. Dar, în privința gurajaților, nu de alta, dar m-ai făcut curios. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? M-au găjbit? Aha. Simplu. Odată, desigilând un tir pe care scria compot de ananas, așa? Oameni și chiar l-au găsit plin cu mazardarani
Și bonderdorii care, de cum au văzut lumina zilei, au început să întrebe: am ajuns în Germania? Am ajuns în Germania? Am început să pricep. Gurajații dumitale vorbesc. Musai mei, domnule, dă-i cuză, stai Orientului. Locuitor de până India, Pakistan, Sri Lanka, Brănești, ăștia. Ai mei sunt numai cei 4 ani și jumătate. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate. Doamne ferește de norbate! Celina Petrescu, una dintre colaboratoarele active ale emisiunilor de divertisment radiofonic, a scris un scenariu special pentru Dem Rădulescu în anul 1997, intitulat O afacere pe cinste. Ca întotdeauna, prezența maestrului Dem Rădulescu impulsionează întreaga distribuție aleasă cu o intuiție artistică deosebită de regizorul Dan Puican. Amintim doar câteva nume: Mihai Fotino, Sanda Toma, Rodica Popescu-Bitenescu, Alfred Demetriu, Mitică Popescu, Ruxandra Sireteanu, Virginia Mira, Elena Nica Dumitrescu, Dumitru Chiesa, Sorin Gheorghiu. Continuăm știrile. Biroul de presă al Ministerului de Interne anunță că totalul arestărilor de ieri se ridică la 10. Cei 5 directori de complexe agroindustriale ar trebui să răspundă pentru delapidarea a peste 1 miliard de lei. Bine le face! Asta! Dolarul stă pe loc, francul elvețian crește, mâncaia sciocului. Dacă schimbă mărcea cu Afrodito, de tată radio la mai încet. Închide, mamă dragă, ușa aia la bucătărie, că nu pot să mă concentrez. Aici e firmă, nu gară. Alo, da? Da? Nu. Păi n-am pic de lichiditate. Zero. Zero tăiat în 4. Da, mai trec pe la bursă, ce-o mai fi și pe acolo. Afrodito, dacă nu ți-o-i dai eu cu radio-ul ăla de toți pereții, să nu spui tu mie, tată. Tată, un om informat este un om puternic. Și pentru persoanele așa mai inculte, e greu de... Persoanele astea inculte te țin pe tine. Haine, mâncare, când mai vii la mine să-mi ceri bani, o să-ți dau o informație. N-am. Aoleu, numai asta îmi scoți pe nas. Când o să fiu eu o vedetă, am să-ți dau înapoi totul până la ultimul sfanț. Am să-ți dau înapoi totul. Vrei mai că șmițam? Nu, nu. Și te rog, mamă, soacră, nu te așeza. Am atâta treabă. Unde e Tora? La concurs, unde să fie? Dau colegele în concurs. Nevasta mea, frizeriță? Coafeză, nu frizeriță. Coafeză, frizeriță, totule. Am zis că o fac doamnă, doamnă o să o fac. Am zis, nu lua mamă de bărbat, că-i bătrân și are și copil. Răspunde, Socrela. Da, sigur că răspund, sigur. Toți dați comenzi aici. Am ajuns slugă la ginere. Maică? Nu vezi că lucrez? Lucrez pe dracu. Te caută unul, înalt și lat, cu niște ochelari mari negri la ochi. Zici că-i mafioso, ca ăia din filme. Fă-l să intre. Ce-am ajuns eu, ce-am ajuns eu. Poftiți, domnule, poftiți-vă. Guten Tag, bună ziua. Bună, bună ziua, înțeleg că cine sunt. Jere Zeuzeanu. Hermann Haas este numele meu. Da, mă rog, cu ce vă pot fi de folos? Am citit în ziar anunțul dumneavoastră, de fapt oferta dumneavoastră pentru parteneriat în afaceri. Imediat mi-am dat seama că sunteți omul de care am nevoie. Dar la ce vă referiți? Să vă spun ceva mai întâi. Deși actualmente sunt cetățean german, da, țin mult la România. Da. Aici am copilărit adolescența. Înțelegeți? Da, am înțeles. Aș prefera să trecem la afacere. Când mă gândesc la anii liceului, sunt un om de încredere. Am pașaportul aici. Nu lăsați de ce suntem la vama aici, vă cred.
N-am nevoie de acte, de chestii de astea. Doveam școala vieții, domnule. Când un om e cinstit, e cinstit. Am un simț al meu. Nu mă înșel niciodată. N-am nici cea mai mică îndoială. Na, că n-aveți nicio urmă de suspiciune, nu e bine. Nu e un punct bun pentru dumneavoastră. În afaceri nu trebuie să ai încredere în nimeni. Da, să trecem peste asta. La afacere. Eu sunt arhitect. Da. Am fugit din țară acum 20 de ani. M-am întors din sentimentalism. Înțeleg, eu... Vreau să fac un bine țării în care m-am născut și pe care o iubesc. Vreau să fac o afacere cum n-a mai fost alta până acum. Mai concret, așa, la ce vă referiți? Să nu fiți șocat. Domnule, nici eu nu sunt venit cu pluta. Este vorba despre ceva neobișnuit. Cât de neobișnuit poate fi? Asta am mai trăit noi și ceva lucruri mai interesante. Asta e ceva neobișnuit de adevărat. Păi dar spune-ți odată, mă faci curios. O pușcăria de lux. Doamne, ce-o mai fi și asta? Pușcărie de lux SRL și planurile astea, ce par serios făcute. A câte hărțoage, domnule. Ia să vorbesc eu cu prietenarii. Alo, Manuilă! Da. Ce se mai aude? Trei bani n-am. N-am nevoie eu de banii tăi. Sunt băgat până în gât într-o chestie grozavă. Nu mai gere serios, mă, hai zi că n-am timp. Nu, îți pot spune. Tu n-auzi că n-am timp, mă? Măi, o chestie grozavă cu un neamț. Cu un neamț? Bani mulți, foarte mulți. Tată. Nu vezi că vorbesc la telefon? Da, băi, Manuel, și cum ziceam? Așa. Demarăm afacerea în câteva zile. Îmi bagă neamțul biștari în cont. Stai așa, mă, gere, mă, ești dator vându-mă. Nu-ți datorez nimic, de unde ai scos-o? Păi bine, mă, nu ți-e rușină. Îți spun, dar să nu râzi. Cum adică, vrei și tu? Păi da, dă-mi contul tău în valută și în câteva ore îți transfer banii. Păi nu știu să... Vorbesc cu neamțul, mai vedem. Nu vreau profit, mă înțelegi, idiotule, ce spun eu? Îți dau bani, numai să mai în vedere, înțelegi, la o adică. Acum vin de acasă. Tată. Bine, aștept banii. Acum îi dăm drumul. Cum a fost, dragă, la concurs? Fetele au câștigat și la viteză și la stil. Și ce te-ai împopoțonat așa? Pe cine vrei să impresionezi? N-ai zis tu să stau acasă, să fiu o doamnă? Vreau să arăt ca lumea. Hai, domnule, nu vă mai certați. Ia uite ce a apărut azi. Ia, ce? Și? Cum da și? Eu am dat anunțul. Nu ești sănătoasă? Dacă ne caută cineva. Să ne caute? Și cine, mă rog, asigură asistență persoanelor care trăiesc sub incidența paranormalului? Eu. Nu vezi că tu ești ultra-anormală de-a binelea? Eu o voi asigura. Tu? Eu fac pușcărie de lux, nevastă mea de consultații de paranormal. Poftiți, doamnă, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă. Vă rog, luați loc. Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu cum să încep. Am să intru direct în subiect. Vă rog. Doamnă, cu mine se întâmplă ceva. Extraordinar, da? Ceva de necrezut. Așa. Mi-e teamă că o să-mi pierd mințile, doamnă. Liniștiți-vă, doamnă, calmați-vă. Mulțumesc. Uitați, acum 2-3 ore, așa, cobor din casă să plec la serviciu. Scot cheile de la mașină să mă urc la volan. Pe lângă mine trece un vecin care are un Volvo. Nu știu de unde face omul ăsta atâția bani. Și cum e el cu nasul așa pe sus că nici bună ziua, nici nimic, se urcă mașina lui. Eu plec fără să mă mai intereseze ce face. Așa. Pe drum însă, după câteva minute, mă depășește într-o viteză, de parcă era nebun, de parcă era la curse, doamnă. Zic eu în gândul meu, vedea-te-a și în primul stâlp. Știți cum să zice, da, așa? Da. Nu trec 10 minute și văd pe marginea șoselei lume adunată, poliție, pompieri, mașina vecinului meu zdrobită, praf, făcută în stâlp. Vai, doamnă, dar mi-am făcut cruce. Voi vă dați seama ce situație. Bineînțeles.
Oh, o să ne îmbolnăvim cu atâta lume străină în casă. În sufragerie firmă, în dormitorul meu, cabinet de paranormal. Nu mai găsești un loc ușor în casa asta unde să-ți așezi oasele bătrâne. Tora se extenuează, are și 50 de consultații pe zi. Lasă, mamă, soacră, dacă se simte și ea împlinită. Aole, aole, că am uitat să-ți spun, uite că am și uitat, a venit neamțul ăla cu ochelarii negri. Mă sperie când îl văd. O să-l visez noaptea. Lasă, cheamă-l, ce mai aștepți? De ce nu m-ai anunțat până acum? Poftiți? Poftiți, vă rog, domnule. Tranchi? Da, bite. Mulțumesc. Bite. Domnule Herman, nu știți cât mă bucur că vă văd. Oh. De când aștept un semn. Dar luați loc, vă rog, luați loc. Vă rog, bite, zeță în zi, bite. Mulțumesc, my dear. Da. Venisem să vă dau câteva explicații în legătură cu banii. Da, am avut câteva probleme și deocamdată n-am transferat nimic în cont. Stați liniștit, nu este nicio problemă. Da? Nici n-ați ieșit bine pe ușă și ideea dumneavoastră genială și-a luat zborul către propria materializare. Oh! Banii au venit cu o viteză incredibilă. Oh! Am cumpărat terenul, am construit, suntem în finisaje. Fine! E un vis. Fine! Bite, eu nu-mi vine să cred, ține de paranormal. Oho! Că tot face nevastă mea consultanță. Poftiți, poftiți. Nimic, era așa, ce spuneam? Paranormal. Domnule, donațiile au curs lanț, multe anonime, nu mai înțeleg nimic, atâția bani pentru o pușcărie. Nu orice fel de pușcărie, recunoaște. Recunosc că sistemele de siguranță m-au costat o avere, dar merită. Celulele fotoelectrice sunt ultimul strigăt. Nu pot să spun decât că mă bucur. Stimați ascultători, dăm legătura pentru a participa împreună la cel mai important eveniment al zilei. Sosolică, ne auzi? Da, 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 vă aud, da, vă aud, preiau legătura. Am preluat-o și rămân cu ea. Trăim! Astăzi un moment istoric. Este inaugurată prima închisoare particulară din țara noastră. Sosolică, ai văzut cum arată în interior această nouă instituție? Desigur, desigur, am văzut firma Olimp SRL, aș putea spune, dacă mi-îngăduiți expresia, s-a întrecut pe sine. Camerele sunt decorate și mobilate, unele în stil cubist, altele imită stilul lui Miro sau Paul Klee, cel la etajul 2, un lux al imaginației. Bucătăria are toate ustensilele dintr-un inox aurit. Ca să nu vă mai vorbesc de porțelanurile de Saxa și de perdelele de mătase de la ferestre pe care sunt vaze gale. Terenuri de tenis, bărci în debarcaderul de pe malul lacului, mici iahturi care așteaptă undeva la umbră. Este o pușcărie de vis! Participarea lui Dem Rădulescu la emisiunile de divertisment îi făceau o reală plăcere și răspundea cu promptitudine de fiecare dată când îl solicita. Pentru marele artist nu existau roluri mici sau mari. Fiecare apariție radiofonică era o încântare atât pentru colaboratori cât în mod special pentru ascultători. Domnule dragă, glumele aduse de dumneata ca probe de concurs seamănă atât de mult cu viața încât mai să cred că sunt adevărate. Dar sunt naturale. Vă dau cuvântul meu de aspirant la postul de recuperator arcuri voltaice. Și apoi ce? Dumneavoastră n-aveți soacră? Cum să n-am, domnule Lefter, cum să n-am? Află dumneata că de cum intru în ograda ei, mă și ia la rost. Că de ce vin îmbrăcat ca de cumetrie? Că să mai las încolo apucăturile de oraș. Concepții de soacră. Da, să-mi fie cu iertare, domnule președinte, dar să fiu eu în locul dumneavoastră, dat fiind și poziția recentă din fruntea mangustelor, m-aș urca imediat în mașină și dus aș fi. Da, aș face-o, dragul meu, fi sigur, numai că ar trebui să îngrămădesc în trabant și scroafa cu cei 9 purcei și 24 bucăți iepure casă și 38 de capete găini,
o otoare. Mamma mia, mamma mia, câte orătări are soacra dumneavoastră. Dar nu s-a lei, dragă. Au, ale mele sunt. Ea doar mi le crește. O femeie cu bani de George Bernard Shaw s-a jucat an de-a rândul cu un succes inegalabil atât pe scena Teatrului Național din București, cât și pe undele radiofonice. Demrădulescu demonstrează de fiecare dată valențele comice inepuizabile de care dispune. Carmen Stănescu, Mihai Fotino și Didona Popescu reușesc alături de maestru să dea spectacolului emblema reușitei. Prezintă-mi femeia! Epi, ce faci aici? De ce nu mi-ai spus? Numele meu e Patricia Smith, doamnă Fitzfesenden. Scrisorile, parcă nu le iscălești așa. Ascultă, să nu încep cu gura. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu femeia. Nu ai dreptul să-i zici femeia. E, lasă, Eli, doar mi-ai promis că... Ți-a promis? Ce drept are el să-ți promite dumitale? Cum îndrăznește el să-ți promite dumitale? Cum îndrăznești nătă să-l faci să-ți promită? O insulți pe Poli? Nu admit! Dumneata, nu te supe, domnișoară Smith, nu-i așa? Oh, nu! Și sora mea face la fel. Sora dumitale? Ai vrea să mă compar cu sora dumitale? Numai când se înfurie, nu te supăra. Când te înfuri, cel mai bun lucru e să nu te abții. Eli... Prezintă-mi-l pe domnul. Da, uitasem. Iulius Segamora, avocat, un vechi coleg de club. De club, domnișoara Patricia Smith. Să zisă policiora pro... Ai porecla mea, domnule Segamor. Smith e numele meu de familie. Patronimic, cum spune bătrânul și înțeleptul meu tată. Acul scoate și pe tatu înțelept. Asta e cool. Vă rog să luați loc, domnișoara Smith, vă rog. Ia te uite, ce-a pânzit scaunul. Eu l-am făcut să pânzească. E un avertisment pentru dumneata. Uite cum stau lucrurile, domnule Segamor. Da. Dar nu e nevoie de explicațiile dumitale. Explicațiile i le-am dat eu, domnule Segamor, toate. Și te rog, ai bună cuvință ca în prezența lui și a mea să spui domnul Fitzfessenden când vorbești despre soțul meu. Numele lui de botez nu te interesează. Ascultă, dacă nu lași lumea să vorbească, îți mă știi pumnul meu pe forță. Regret, doamnă, dar e un nume mult prea lung. În micul nostru cerc toți îi spun Ali. Nu e așa, Eli? Auzi, domnule Segamor. Mitocani, ăștia ai spun soțului meu, Eli. Ce drept au ei să-i pomenească măcar numele? Și eu să-mi dur asta. Da, știu. Trebuie să te deprinzi cu multe, draga mea. Draga mea? Ce să-i faci? Așa e lumea? Lumea dumitale nu e și lumea mea. Ascultă, domnule Segamor. Da, doamnă. M-am măritat cu acest bărbat. L-am primit în lumea mea, lume pe care închipuirea mea o populase cu eroi și sfinți. Pe el l-am crezut erou, sfânt și amant, toate la un loc. Ceea ce era în realitate, uite-te la el și ai să-ți dai singur seama. Uite, al dracului, uite-a fiu dacă mă rab, dau. Hai, lovește-mă la lingurică. Nu, arată-i ce-i fac afa lovită odată și acum te porți cu vedea. Hai, asurisită femeie. Eli, nu te nerva. Te faci de râs față de domnul Segamor. Cel mai bun lucru este să te duci acasă și lasă-mă pe mine să mă descurc cu ea. A fi, te rog, bună și nu-mi spune ea. Sunt doamna Fitzfessenden, nu un pronume. Îmi pare rău, dar numele dumitale îmi scrântește limba în gură. Domnule Segamor, nu crezi că Eli ar face mai bine să plece? Nu mai cred nimic, da? Nu e frumos să ne certăm din cauza lui când ieși el de față. Afară de asta e mort de oboseală. N-a închis ochii toată noaptea. Dar de unde știi, mă rog? A fost ceva cu totul nevinovat. Unde puteam să mă duc dacă m-ai dat afară din casă? Cum? Năbădădăile tale. Te-ai dus la ea? Da, m-am dus la domnișoara Smith. Ea nu-i un pronume, să știi. M-am dus acolo unde puteam găsi liniște și bunătate. La dulcea, la bună, la draga mea, Polica. Uite așa. Eu nu am simțul umorului, dar ce aflu acum găsesc are un haz nebun. M-ai lăsat tu pe mine ca să-ți petreci noaptea în brațele domnișoarei ciorap rost. Da, ți-am spus, a fost ceva cu totul nevinovat. A stat în brațele dumitale sau n-a stat? Ei, da, a stat un timp. Dar nu așa cum crezi dumneavoastră. În cazul ăsta e și mai rece și fără sex decât îl credeam. Tocmai când eram gata să-l iert. Să mă ierți, m-ai dat afară din casă. Nu te-am dat.
Tu aveai la cine să te duci la Ciorapros. Eu însă nu aveam pe nimeni. Adrian nu era în oraș. Adrian? Altă curcătură. Adrian, cine mai e Adrian? Adrian e bărbatul de zile mari al domnului Fitzfesenden, domnule Sigmund. Cum ai spus? Ce bărbat? Ce fel de bărbat? Bărbatul dumitale de zile mari. Cum s-ar spune, domnul Adrian Blendel Blend e pentru dumneata ceea ce el e pentru mine. Perfect, n-am înțeles nimic. Ce este domnul Brandel Blend pentru dumneavoastră, doamnă Fitzfesen? Dacă mi este îngăduit să întreb, doamnă. Sigur că da. E un domn așa? Cu care discut probleme ce depășesc posibilitățile intelectuale foarte limitate ale soțului meu. Un individ care se crede intelectual numai pentru că tatăl său a fost editor. Îi face curte Epifanie. Îi se preface neîndrăgostit numai pentru că ea e o bucătăreasă bună. Vine întotdeauna la ora mesei. Sac fără fund, eu așa-i zic. Cazurile sunt cu totul deosebite. Adrian sărută și pământul pe care calc. Nu contrazic niciodată pe nimeni ca să nu iasă scandal. Ce mișcător! După câte văd, ești nevasta lui de zile mari. Nu, mai degrabă dumneata ești nevasta lui de zile mari. Da, care vă să zic că eu sunt nevasta lui de zile mari. Perfect! Și dumneata ce ești, mă rog? Ce să fiu? Îngerul casii, dacă vrei să știi. Ești, scumpa mea, ești. Ești preșul pe care șterge picioarele el, asta ești. Dragă, preșurile sunt foarte folositoare dacă vrei să ții curat în casă. În sceneta Anunțul de Cornel Udrea, Demrădulescu îl are ca partener pe cunoscutul interpret Radu Zaharescu. Da, imediat. Da, vă rog. Bună ziua! Ce doriți? Am venit pentru anunț. Ce anunț? Anunțul legătură cu puiul de vijlă pe care îl vindeți avantajos cu pedigree. Nu vând nimic. Da, atunci de ce prostiți oamenii? Nu vând, fiindcă nu am pui de vișlă. E, mă, o fi pe chinez. Nu e. Brac german. Nici măcar pot să închid ușa. Un moment, pot totuși să-l văd. Ce să vezi? Câinele. Nu înțelegi, omule, că nu am. Atunci puneți oameni așa pe drumuri. N-am dat niciun anunț. Nu cred. Trebuie. În viața mea n-am dat niciun anunț la ziar. Nu v-a murit nimeni? Nimeni. Vreo bunică? În familia mea nu au existat niciodată bunice. Numai bunici. Și cum ați ajuns să... ce sunteți? Prin muncă cinstită. Mă refeream la... cum v-ați născut? Normal. Adică cine a fost fiica bunicului? Tata, vreau să închid ușa, e curent, vă rog. Dumnezeu, nu mai în cămașă, e rece. Iarna întotdeauna e rece. Nu și în Africa. Indiscutabil, acolo iarna e vară. Toată ziua închid ușa. Nu, deci nici picior de vijlă. Nu. Nici măcar un smoc de păr regret. La vijle nu-i cade părul. Ce noroc pe ea. Pe el, la femeile cade. Iubiți așa de tare aceste animale. Câinește. Dacă ați fi crescut pești. Aveți pești? Știți cel mai bun prieten al meu? Nu mă interesează, închid ușa. Nu. Și cu prostirea mea, cum rămâne? Cum a lăsat natura. Chiar nu vă uitați prin casă? Poate vreun cățeluș, unul mic? Nici o speranță. Ieri am dat cu aspiratorul, nimic. Ce mă sfătuiți, vă rog, să fac dacă tot am bătut drumul până aici? I-am promis soției de ziua ei un pui de vijlă. Să nu se plictisească. Copiii nu avem. Faceți. Dar sunt greu de întreținut până obișnuiești la lădița cu nisip. Da, trece o vreme, închid ușa. Nu, și eu ce-i dăruiesc soției? Un helicopter portocaliu, șoblane de vizon, cam scump, dar face. Bine, dar ea vrea vijlă. Puneți-o la punct, bărbătește. De ce? Să știe cine-i cucoșul în casă, cine are ultimul lătrat. Cuvânt. Și crezi că prin violență... Se va bucura și la o cutie de chibrituri. Mulțumesc mult, la revedere. Poți să închizi ușa? Nu vreau. Păi până acum tot asta spuneai. Acum nu mai spun. Zi, pisicuțele, nu te interesează? Le detest. Suflet fără inimă. Nici nu meriți să le vezi pe cele 5 ale neveștimii. Carofița, vină la tata. În sceneta pe care vă propunem în continuare, Demrădulescu este alături de un alt mare actor de comedie, Ștefan Bănică.
reușesc împreună să dea în sceneta Strada Fericirii numărul 7 valoare fiecarei replici. Strada Fericirii numărul 7. Asta e casa, ăsta e acoperișul. Trebuie să intru pe coșul din dreapta. Da. Fericire 7. Care? Ah! Coșul din stânga. E fantastic. Este nemaipomenit. Și mata toată... Tot gerilă. Tot gerilă. Gerilă și mai cum? Gerilă Timofte, sezonier, pe o lună. Luna cadourilor. Ce? Mulțumit. Dacă nu curge, ninge. Dar dumneavoastră? Eu lucrez pe barba mea. Țir, telefonul, adresa și... Mozerilă, a venit la voi. Intru când ceva cu bradul și plec un poldoi. Vă pricepeți? Aveți facultatea de moșgerile? Nu, de petrol și gaze. Oh, interesant! Și unde v-au repartizat după absolvire? La Brazi. La Braz Prahova? Da, dar am preferat aici, la Obrat frumos. M-a dat tot tehnician? Zoo, cu doi de O. Dar n-am plecat la țară, am preferat în capitală. La Moș, cu un singur O. La Moș? În ce branșe, dacă nu sunt indiscret? Aruncător de cuțite, Duo Solingen, număr formidabil și inoxidabil. Nu era obositor? No, serviciu ușor, domnul meu. Toată ziua stăteam rezemat de o scândură. N-aruncați dumneavoastră? Nu, un specialist care la prima reprezentație m-a pupat și mi-a spus: fugi, Timofte, fugi, că eu sunt fan, e colegul tău de la agronomie. Mănânc și eu o pâine cu cuțitul. Da, tot mai bine moșgerile, nu? Mă gândesc ce vom face după. După ce? După ce expiră sărbătorile de iarnă. Vine primăvara. Verdeață, ghiocei, soare. Nu se poate și nițică umbră? Mă rog, la soare, la umbră, în sânul naturii să fie. Natură? Da. Ce? Mai. Ce? Olu, natura ai zis? Da. La valoarea noastră, colega, natura e departe, e cu trenul. Atunci o natură cu trulei buzul nu se poate. Am o idee de inovație pastorală. Țobănați la voi, v-ați duce-ți-o, da, loco. Să păstorim pe marile bulevarde. Jem, păstorim sur Grand Boulevard. Parcă mă văd îmbrăcat în smoking și cu pelerina de mohair modelul. Hăi, bo! Deu, hai printre mașini și troleibuze cu mioarele după noi. Și o înfruntea turme călare pe un măgar 850. 1, 2, 3. Băroiță pe magheru, băroiță, băr. Dulce-i nesu acru-i zeru, băroiță, băr. Claxonează cu talanga, băroiță, băr. Hai cu turma la catanga, băroiță, băr. Marele actor de comedie, Dem Rădulescu, aborda cu aceeași ușurință și farmec roluri comice din umorul universal. În sceneta Un om distrat de Jerome K. Jerome, îl ascultăm cu aceeași plăcere alături de Mihai Fotino. Da, vin, un moment să deschid. Tu ești mic... Îmi pare rău de întârziere, dar închipuiește-ți că idiotul de birjar m-a dus în Alfred Plas, în loc de Albert Plas. Sau invers. Da, invers. Dar acum că ai venit, spune-mi ce dorești. Ce să doresc? Da. Asta e bună. Auzi, mai ce doresc? Mi-e o foame de lup și o sete și mai și. Cina mea, băiete, sunt hămesit. M-a invitat la cină, nu? Pentru ieri. Cum pentru ieri? Păi dar azi ce e? Azi e vineri și nu mai am nici măcar o scobitoare în casă. Du-te și mănâncă la restaurant. Eu te-am invitat pentru joi. Înțelegi? Azi e vineri. Pentru că te știu uituc și zăpăcit, ți-am și atras atenția și tu ai spus că-ți notezi. Păi de notat ne-am notat, dar pe ce mi-am notat? Într-o agendă. Păi asta și eu și pe la tine, dar...
am pus-o. Ah, știu, știu, știu. Știu că de fapt vinerea eram ocupat. De aceea am și acceptat să vin joi. Vezi, spuneai că vineri trebuia să pleci la Edinburgh. Oh, cât e ceasul? Așa e, trebuie să plec la Edinburgh, mai ajung la timp la gară. Lasă-mă! La revedere! Alo, ce mai faci? Bună, mec, cum a fost la Edinburgh? La Edinburgh? Da. Ah, da, Edinburgh, da, da. Știi, când am ajuns la gară, mi-am adus aminte că invitasem câțiva prieteni la mine acasă. Așa că m-am întors, că domn era foame. Și la Edinburgh? Ce la Edinburgh? Nu mai pleci? Dragă, trebuie să-ți mărturisesc ceva, dar să rămân între noi. Nu mai știu deloc ce treabă aveam eu la Edinburgh. Mi-am notat în agenda aia furisită, pe care habar n-am unde am pus-o. Auzi, dragă, de fapt, nici nu știu ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Spune-mi, nu cumva știi ceva despre Halyard? Mă rog, am unele informații, dar de ce? Să vezi, s-a petrecut ceva foarte ciudat, un adevărat mister. Chiar ieri... Ce idee crezi că mi-a venit? Ce idee? Nici prin cap nu-mi trece. Am vrut să fac o plimbare la pădure cu nevastă-mea, cu Madeleine. Foarte bine. Știi că am o trăsurică cu un cale. Da. E bine, pentru că am și un loc în spate, în plus, ce mi-am zis? Să-l invit și pe bunul meu amic Halyard cu noi, la iarbă verde, la aer curat. Și? E bine, eu pot să jur că l-am invitat, ba chiar pot să jur că a și venit. Dar când am ajuns la pădure, nu era. Și nici când ne-am întors de acolo, nu era. Cum îți explici tu chestia asta? Foarte simplu, m-am întâlnit cu Halyard, era plin de vânătăi. Da. Pur și simplu, la o curbă, l-ai aruncat afară din trăsurică. Și degeaba a țipat și a urlat el că tu habar n-ai avut de nimic. Serios? Foarte ciudat. Și Madeleine mi-a spus la un moment dat că parcă ceva n-ar fi în regulă, dar cred că n-am fost eu foarte atent la ce spunea ea. Ei, la revedere, dragă. Te las, dar apropo, știi că săptămâna viitoare plec eu la Edinburgh? Serios? Da. Bravo! Poate când te întorci, îmi amintești și eu pentru ce trebuia să plec eu la... Ia te uite pe cine văd eu să fie cu putință. Tu ești mic, ce cauți la Edinburgh? Nici nu știi ce bine îmi pare că te întâlnesc. Nici nu mai speram să apară vreo salvare în față. Dar ce e cu tine? Ești tu dulearcă? Cum ai nimerit în ploaia asta? Nu mai întreni și în papuși de tenis? E o poveste îngrozitoare. Închipuiește-ți, dragă, că azi dimineață când am plecat din hotel, era o zi minunată, un soare strălucitor, o căldură de vară. Dar știu și... Și mi-am văzut de treburi și uite, timpul s-a schimbat pur și simplu, din senin. Ei bine... Nu mai știu la ce hotel stau, înțelegi? Vai, du-mă, dragă, undeva și dăm ceva de mâncare. N-am o palachioară și ceea ce e și mai prost e că am venit și cu Madeleine și nu știu ce o să creadă ea. Trebuie să ne întâlnim undeva la ora 12, dar habar n-am unde. Cred că la un ceas sau, nu, la o fântână. Nu, la o statuie. Nu știu. Trebuie să spun că am încercat să mănânc ceva la prânz, dar am intrat într-un restaurant și i-am spus patronului ce mi s-a întâmplat. Și n-a vrut să-ți dea pe datorie până ții banii de la hotel? A zis că am auzit povestea asta și dacă nu o șterg imediat, cheamă poliția. Da, dacă arătai așa cum arăți acum, cred că poliția și-ar fi făcut o părere cam neplăcută despre tine. Acum însă sunt salvat. Ai fost un adevărat colac de salvare pentru mine. Uite, îți spun cine spune. Vai de mine, ce bine că te întâlnesc. Îmi pare bine și mie. Știi că eu a trebuit să mai rămân două zile. Da? Unde? Spune-mă, cum s-a terminat toată povestea? Care poveste? Eu ți-am dat banii cu care să te întorci acasă. Ce? Și acasă? Ce acasă? Ce mi-ai... Păi acasă, ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? Ai găsit-o pe Madeleine, ea ce a făcut? Da, să vezi. Când am ajuns eu la Londra, soția mea era acasă. Părea și ea foarte nedumerită că mă vede. Păi, crezi și eu după câte s-au întâmplat. Da, și totuși o problemă a rămas fără răspuns. Care? Soția mea susține sus și tare că pe ea o cheamă Mod. Comica a genialului actor Dem Rădulescu a relevat an de-a rândul prețul perfecțiunii și a adus multă bucurie în sufletele celor care l-au ascultat. Dispariția sa prematură a lăsat un gol imens în galeria marilor actori de comedie ai teatrului românesc. Corolarul meu a fost să dau scenei oameni de bun simț. Teatrul se joacă din dragoste. Cine a trișat s-a distrus din cauza lipsei unei concepții clare asupra profesiei, spunea Dem Rădulescu, cu modestia și seriozitatea care l-au caracterizat întreaga viață, viață pusă în slujba scenei românești.
ați ascultat Fonoteca de umor. Am intrat și noi în lumea bună. Îți spun, dar să nu râzi. Nu se poate și nițică umbră. Dem Rădulescu. Regia tehnico-muzicală Florina Istodor. Realizatorii Silvia Cusursuș și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.